Sunt profesor Florin Ioan Bojor, candidat independent la Consiliul Local Bistrița. După cum vedeți, prin tragere la sorți, mi s-a dat panoul cu numărul 10, pe care l-am umplut cu afișe, cum este logic și normal. Însă parlamentarii români, inclusiv parlamentarii bistrițeni, au decis altceva. Și anume, ca pe un panou electoral să fie un singur afiș electoral. Mare mi-a fost mirarea când nu se face diferență între afișul electoral cu poza, cu înfățișarea, și afișul electoral, dacă putem spune așa, de convocarea unei adunări, adică înștiințarea, informarea de convocarea unei adunări. Prin urmare, pe panoul meu electoral nu am dreptul prin lege ca să convoc adunări electorale dacă în același timp este și poza mea. Sau atunci trebuie să dau jos și poza ca să apară numai informația publică. Ce este de făcut? O bună întrebare. Eu am să apelez, și asta voi face nu pe calea ziarului, pe caz particular, la toți cei care au curaj ca să înfrângă partidele politice și să afișeze pe proprietatea lor o poză cu singurul candidat cu adevărat independent, Florian Bojor. Și ce veți face? Le veți lua de aici? Da, acum le voi lua, va rămâne un singur afiș și inclusiv convocarea care avem autorizate pe toată durata campaniei, 4 adunări publice, una deja a avut loc în parc, când am prezentat site-ul Societatea Civilă Bistrițeană, următoarea va fi la Sărata, adică duminica aceasta, după aceea în piața Petru Rareș și ultima, o dezbatere la care am invitat pe toți candidații la primărie sau la Consiliul Local în fața Bisericii Evanghelice. Dar următoarele 3 nu le putem afișa, cum este normal, la panoul electoral.